Vrei mișcare ceva? Nimic, nimic. A zis că vine. Mai durează mult, eu am treabă. Ce trebuie, mă? Sigur, asta trebuie să stai, să faci frumos. Odată pe an vine omul ăsta la noi. Obraznicule, vrei să o sunăm iar pe maică-ta? Nu. Unchiule, poți să-i ceri autograf când vine? Eu cred că mai bine stai tu potolit, că domnul Bebe dă autograf decât la șmecheri, balerini de fotomodele, căprioare. Bagă în seamă, sărăci ca tine. Poți să fac și eu rost de o căprioară. Bă, băgați-vă mințele în cap. Băgați-vă mințele în cap. Omul ăsta vine aici ca să facem un contract de asfaltare. Să nu vă pună dracu să-l speriască, jar mâncați. Uite că a venit! A venit! Covorul! Pune covorul, Renu! Pune-mă covorul! Hai. Odată, scurt, hai! Bine ați revenit acasă, domnul Bebe! Domnul primar, iau-ți-o pe asta! Din partea mea, Bebe de la Mangalița, pentru cel mai șmecher primar din țara românească! Percuția în spate acolo! Iauzi! Antreprenoria, tânananam! Antreprenoria, tânananam! Cel mai bun contract, tânananam, e ăla de la staporara! Asta înseamnă talent, bă! Bravo, Bebe! Nici nu știi, domn primar, ce bine mă simt eu aici la voi. Ți s-a făcut dor de afaceri cu noi, pungașule? A, nu, făceam pe mine. A. Dar mi-era dor să fac și afaceri cu voi, așa e. Acum 3 ani de zile cu banii de la voi, păi eu mi-am pus păr în Turcia, domn primar. A? Serios? Păi se cunoaște. Păi să, cum? Acum 2 ani tot cu banii de la voi, păi eu mi-am făcut liposucție. Chiar? Păi să, sigur că da. Și anul trecut, știi ce mi-am făcut, domn primar? Se poate face așa ceva? Nici n-ai idee. Păi dacă vrei să fii boss de boss, barosan de barosan, păi trebuie să ai grijă de tine, nu? Probleme cu asfaltul până acum, doamna Doina? Nicio problemă, domnul Bebe, să poate. Asfalt, cum pui tu, nu pune nimenea. Oricum, eu nu suport să se ia nimeni de asfaltul meu. Pentru că eu pun suflet, doamna Doina. Că e asfalt sau că e muzică, eu pun suflet. La Pitești s-a luat asfaltul meu. Cine s-a luat? Cum cine? Dușmanii! Că e prea gros, că e prea negru. Ia mai dă-vă încolo, mă, de rase. Și mi-am luat asfaltul și am plecat. Și pe la Turnat. Și pe la Turnat? Dar cum? A, dar noi suntem oameni de omenie, domnul Bebe. Aici nu se ia nimeni de asfaltul tău. Doamna Doina, am o mare rugăminte. Treceți acolo, vă rog eu frumos, unul roman. Să scriu aici? Da, treceți acolo. Da, domnul Bebe, ia să uite aici, așa. Așa. Nimeni nu să ia de asfaltul lui Bebe, că altfel... Da, asfalt. Pe partea tehnică cum stăm? Ca de obicei, tu pui asfalt. Voi să pas după gaze? Tu pui asfalt? Voi să pas după apă? Tu pui asfalt. Aha, doi roman acolo, doamna Doina. 2 roman. Bebe toarnă 10 straturi de asfalt pe an și nimeni nu pune asfalt peste asfaltul lui Bebe. Peste Bebe asfalt... Așa. Aha. Cât luați comision? O, nimica toată, 20%. Băi, vreți să luați pâinea la copilaș? Eu mai mult de 15% nu vă dau. 19% ca să fie bine și ne cunoaștem și... Hai, 16% și poate vă și când. 18% ca să fie bine. 17,5 ca să nu fie rău, doamna Doina. 17,5. Doamna Doina e putere, dar am șefa la contabilitate, dar am la active și pasive, dar și la superbitate. Doamna Doina, cica la cacichicea, cica, cica, cichicea, zici că-i dând clona, cica la cacichicea, cica, cica, cichicea, mare frumusețe, cica la cacichicea, cica, cica, cichicea, dar și finețe, cica la cacichicea, cica, cica, cichicea, lupi, măi! Vai, domnul Bebe, contractul să poate! Paginile la contract, mă, era chita-chitarara, era chita-chitarara, în aer le-am aruncat, mă, era chita-chitarara, era chita-chitarara. Zici că-i păsări călătoare, era chita-chitarara, era chita-chitarara, avioane spațiale, era chita-chitarara, era chita-chitarara. Bebe, dă-o tu pe aia de jos, te rog, de acolo. Da. Așa, așa. Domn primar.